Consigliere Spelli, con forza per questo piacere, rimite nel nuovo anno per tutti quelli che vi alzo per il tuo abito. Dumnezeu ne curățește pe noi păcătoși și ne înviește. Dumnezeu ne curățește pe noi păcătoși și ne înviește. Slavă Sfintei și cele de ofință, de viață făcătoare și nespărțitei trăimii, totdeauna cu și purea și în veci veci Dumnezeu, să-L dăm.
świata jestem korencja, czy potera, czy sława, patry, świat fiury, świat spętry duch, a kusi burja świętejczy, wieczny Raspunta.
das Sfânta Evanghelie. Pe Domnul Dumnezeu nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune, drept ascultăm Sfânta Evanghelie. Este numele Lui.
și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a întors la Amen.
Ceea ce
ești mai cinstită decât pe unii și mai mărită fără de asemănare decât serafii care părăsită ține pe Dumnezeu cu gândul ascuns pe tine.
Sophie.
Lord.
Ca să răsească fața cu mereu și pâinea inimului și inima omului.
luna spre vrem, soarele și-a căzut, apusul său opus, ai întuneric, s-a făcut noapte. Când mărășină de fiare pământului, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu în care lor. Răsărita soarele s-au adunat și s-au pus și culcușe rău să vor culca. Nișiva omul la locul său și la locul sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut. Umputu-s-a pământul de zidirea ta, mare, aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, ietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaura acesta pe care l-ai zidit ca să joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană spre la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umpla de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața, se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-le Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Domnului cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoși și prăvământ și ce fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează-ți, de-al meu, pe Domnul. Soarele și-a născut apusul său, pus ai întuneric și s-au făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut. Slavă ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-un sta Domnului, să ne rugăm. Doamne, cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei pretutindeni Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și pentru cei ce cu credință locuiesc în plânsele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locuirea văzduhului, pentru belșugarea oamenilor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, ne aude Domnul rugăciunea noastră, pentru ca în curgia sa să ne mustre, nici cu mânia sa să ne pedepsească pe noi, ci să-și aducă aminte. Trup suntem și Duh ce iese și nu se va mai întoarce și cu milostivire să ferească de moarte sufletele noastre și mâini și de mânie să ne ferească, să-și aducă aminte de milă Domnului să ne rugăm. Care cu dreptate sunt îndreptate împotriva noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru noastră să ne împlinească cele bine și să ne treacă lacrimile noastre cu venire.
ci să ne izbăvească pe noi, mai înainte de a pieri Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce sunt de față și pentru cei pentru care din binecuvântate plicii nu se află aici și ne rugăm pentru dânsii, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să ne izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpână noastră, pe Dumnezeu, născătoarea și pururea, Fecioara Maria, cu toți sfinții, să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Strigata către tine
Sfințesc din jurul sunt tot.
închinează, să-i numească pe ei, frați zicând, spune voi, fraților mei, numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David,
părintele său și va împărăți. Este casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu se va sfârși. Și a zis Maria către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând îngerul, i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umpli. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămistit și ea fiul la bătrânețea ei. Și acesta, pentru ea, este a șasea lună, care se numea cea stea, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat. Și
fără de lege am făcut ce vei face asta. Mânia ta cea dreaptă ne-a ajuns pe Doamne, Dumnezeul nostru, și umbra morții ne-a presurat și de porțile iadului ne-am apropiat. Deci către tine, Dumnezeul nostru, cu umilință strigăm noi, cei îndurerați, fie-ți milă de poporul tău și nu-l pierde de tot. Cu umilință ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, stăpânește moartea și viața, nu da morții pe robii tăi, ce oprește de la noi mânia și urgia ta. Pentru că pierd ca fumul zilele noastre, răbit suntem cu ea ca iarba, care s-a uscat în ea noastră și pierim de tot, din pricina păcatelor noastre, fie-ți milă de noi, robii tăi, într-o pocăință, cu lacrimi de rugăție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Și cu milostivire oprește mânia ta, cea cu dreptate pornită asupra noastră, cu care, ca și posabil, înainte de vreme de taină noi, slăbește boala și ne mântuiește-ne ca să nu pierim, că nu morții te vor lăuda pe tine de cei ce se povară în ea, și noi cei vii te lăudăm, și cu inima zdrobită suspinând ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mai mult decât toți ți-au greșit și fără de lege am făcut stăpâne, dar deși n-am agonisit încă pocăință, primește gândul nostru în locul ei și îndurecându-te spre mine, ca un prea puternic, slobozește pe robii tăi de boala cea lucrătoare de moarte și de cumplite de dureri, cu lacrimi suspine de rugăție de grav, auzi-ne și ne miluiește. Și nu le pierde cu mânia îngrozitare, cu
cu strigare tare într-o răciunării și cu lacrimi de rugăție, auzi-ne și vezinuiește-ne. Așa și acum, poruncește Îngerului care și-a întins mâna asupra noastră, să-mi le piardă de tot, că și noi, mărturisindu-ne într-o pocăință, ca David strigăm ție, am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici de milostivirea ta. Dar tu, ca îndurat, fiind în rezidență și milostivirea ta, arată-mi de tale cele de nebun și ferește poporul șoile cele cuvântătoare în turme tale, rugăm-ne ție că auzi-te și le miluiește. Amen.
apostolească, biserică. Și în vecii vecilor.
Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre, în închisori și în depărtări, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești.
pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au dus închis sau dormiți, pe fiecare de numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Toți și adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii, fiice, soți și soții, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept pe care creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna. Acum și pururea și în vecii vecilor. Preoția noastră
Și viața dragului și cea sfântă. Amin.
Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace au aduce. Pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertare.
Thank you.
și întreg cinstit sănătos, îndelungat în zile drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate. Și ne dăm nouă cu o bună și o inima slăvit și a cântarea cinstitul și de mare cuvință în mele tău, al Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Duh, acum și lumea și în vecii vecilor. Și să fie binele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi.
Thank you.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adame, unde ești? Nu este nicioși. Să știți că praznicul de astăzi în lumea Iisus a plecat tocmai de la această chemare a lui Adam, la care însă Adam n-a putut să răspundă așa cum a răspuns după mii de ani Maica Domnului. Eu am început să vă vorbesc în ziua de astăzi despre marele praznic al Bunei Vestii, tocmai invocând acest moment din istoria neamului românesc, pentru că și eu m-am învârtit astăzi cu Părintele Alin prin biserică și tot ne-am uitat după credincioși. Bine, știam că nu o să fie lângă noi, dar ieșind în fața de voastră, pentru că sunt în casele de voastră acum, îmi dau seama că, de fapt, dacă slujeam acum în condiții normale, mai mult de 100-150 de oameni, nu cred că vă uitați la mine acum. Acum cred că sunteți mult mai mulți pentru că v-ați primit în casele de voastră. Și dacă v-ați primit, haideți să vă spun de ce stați acasă să primiți la slujba. În primul rând, pentru că Dumnezeu este un părinte bun. Este un părinte bun care, cu fiecare parte, are un dialog personal și special. Cu Adam, căruia îi poruncise să nu mănânce omul cunoștinței binelui și răului, a avut o relație specială, l-a întrebat după ce a greșit, pentru că spun Sfinții Părinți că Adam, dacă ar fi recunoscut, ar fi șters Dumnezeu îndată neascultarea lui. Dar Adam, ce-a făcut? Adam a început să tăgăduie. Doamne, știi, nu eu, femeia pe care tu mi-ai dat, tu ești vinovat, că mi-ai dat femeia care m-a ispitit și uite, a costat. Nu mi se pare foarte, foarte apropiat de ce se întâmplă cu noi astăzi? Nu cumva cei care stăm acasă, când stăm acasă, începem să dăm vina pe unul sau pe celălalt, când te întreabă Dumnezeu dacă ai păzit porunca. Porunca este clară, nu ieșind în casă, decât în anumite situații. Dacă te întreabă dacă ai păzit porunca, începi. Dar știi că eu aveam treabă să împing câinele, dar știi că aveam treabă să fac pe aia sau pe aia altă. De ce nu răspundem clar, da, Doamne, am greșit? Până când nu ne vom asuma ceea ce se întâmplă zilele acestea, nu putem să fim fiii Maicii Domnului. Pentru că Maica Domnului, atunci când a venit Îngerul Gabriel, nu i-a anulat rațiunea Maicii Domnului, i-a anulat gândirea. Atunci când i-a spus că vei lua împătice și vei naște fiul, Maica Domnului imediat a întrebat și a cerut lămuririi. Dar cum va fi mie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și când i s-a spus că de la Duhul Sfânt se va petrece aceasta și că cine se va naște în ea, Fiul lui Dumnezeu se va chema, a spus, iată, Doamne, roaba ta, fie mie după cum voiești. Iubiți credincioși, până când ajungem în această situație în care să ne predăm total, nu înțelegem praznicul cel mare. Praznicul cel mare este bucuria de a vă anunța Dumnezeu într-un fel sau într-altul că se poate trăi frumos, că se poate trăi cu ceea ce avem, se poate trăi cu gândul la ceea ce avem, nu la ceea ce nu avem. Haideți acum să mă fac înțeles, să înțelegeți și noastră, odată cu mine. De ce credeți că Dumnezeu ne-a ținut în casă zilele acestea și ne-a poruncit? Probabil că și de Paște, dacă ne ajută Dumnezeu, vă vom vorbi tot în casă de dumneavoastră. Eu, unul personal, cred că tot ceea ce ni se întâmplă, se întâmplă tocmai să înțelegem că trăiam prea superficial ca să ne placă lui Dumnezeu modul nostru de viață. Trăiam prea numai dornici de feedback, să zic așa pe românește. Trăiam prea
robiți. Situații în care așteptam confirmări. Copiii la școală așteaptă confirmarea prin notare. Așteaptă confirmarea printr-un zâmbet al unei colege, dacă s-a îmbrăcat bine sau nu. Așteaptă confirmarea părinților, părinții așteaptă confirmarea șefului, șeful așteaptă și el confirmarea celorlalți. De ce suntem atât de prinși în acest iureș? Tocmai pentru faptul că ne bazăm prea mult pe lucrurile din exterior. Ori astăzi mai te-a făcut. Ne învață că trebuie să ne folosim mai ales de lucrurile din interior. Maica Domnului era pregătită, avea o relație specială cu Dumnezeu și i-a fost ușor să facă ascultare după ce a înțeles că rolul ei este dat de sus. Fraților, înțelegeți, rolul nostru este să trăim frumos. Dacă învățăm să trăim frumos, vom învăța că trebuie să trăim conștient. Și să vă spun cum stau lucrurile. Am început deocamdată asta vară să vă pregătesc puțin cu starea aceasta conștientă și prezentă. De unde? Pentru că Părintele Arsenie întotdeauna, Iisus odinească, spunea: Tată, cel mai mult contează să fii prezent. Zice, eram la Aiud. De multe ori am fost în Zarca. Zarca era o închisoare în închisoare. Și când ajungeam acolo, era așa de frig, încât după o zi, dacă aveam un organism bun, tot te prăbăie. Trei zile nu stăduse nimeni înaintea mea. M-au ținut cinci și apoi m-au prăbuit până la șapte. Tot timpul m-am gândit de ce mi-a dat Dumnezeu această încercare, pentru că eram prea tânăr să cred că mă voi prăbădi și nu m-am prăbădit. Dar zice, Tatăl, acolo mă învăța ceva. Eu, în zarcă, în pușcărie, în pușcărie, eram mai liber decât cei care erau în afara zidurilor. Pentru că ei trăiau cu teama ca oricând vor ajunge între ziduri. Eu nu mai aveam acea teamă, nu mai aveam ce pierde, aveam numai și numai de câștigat. Și iată, Tatăl, am câștigat. Dar nu mai pentru mine, ci și pentru voi. E foarte greu să înțelegi lipsirea de libertate. E foarte greu să judeci până când nu te apropii de înțeles din interior cum din exterior. Și anume spunea că trebuia să fim prezenți. Să fim atunci, în momentul prezent. Dacă vă faceți un exercițiu de imaginație, vreau să vă răspundeți foarte sincer la următorul lucru. Cât suntem dumneavoastră? S-au gândit vreodată că dacă pleacă de acasă la ora 5 dimineața, trebuie să aibă la ei niște documente prin care să se justifice prezența lor pe stradă în momentul acela. Câți dintre noi ne-au gândit că dacă plecăm într-o călătorie, să știm că până la ora 22 trebuie să ajungem acolo, că altfel trebuie să justificăm foarte clar. Mai nimeni nu se gândește așa. Câți dintre dumneavoastră se mai uită în CNP, în buletin, ca să vadă dacă nu cumva e născut înainte de 1955, și am primit 65 de ani și trebuie să fie foarte atent că de la ora 11 la ora 13 să iese pe stradă. Iubiți credincioși, nu cumva trebuie să învățăm că de multă vreme nu mai trăiam în prezent? Ce făceam? Trezeam dimineață, ne spălam pe dinți, ne îmbrăcam și în momentul în care ne îmbrăcam ne întrebam, tata, stai așa, cu vestea asta mai fost și ieri, o să râdă studenții de mine. Eu, slavă Domnului, am un mare noroc că sunt cu reverenda pe mine și e regulă. Dacă gândesc ce-o fi în mintea colegilor mei care predau alte discipline, colegi de universitate care în fiecare zi se gândesc cu ce am fost săptămâna trecută la curs cu grupa asta, ca să nu cumva să creadă că nu am și altceva. Sau, noi, da, eu s-acu ăsta acum, trebuie să îl armonizez altfel, că este primăvară și deja este martie și trebuie să fac și ceva șnurulețe pe mine. V-ați gândit vreodată că veți putea preda din fața camerei de bateri și puteți să stați lejer într-un tricou și să vă prezentați numai
partea gânditoare din tot timpul. V-ați întrebat vreodată de câte ori ați stat cu copiii dumneavoastră de vorbă? Eu îmi aduc aminte că acum 29 de ani mă pregăteam să fiu tată pentru prima dată. Și în acel moment am constatat că nu sunt pregătit, dar nici nu trebuie să fiu pregătit. Trăiam într-o vreme în care nu existau în preocupările noastre ecografie și alte analize. Și nu știam ce ne așteaptă, nu știam nici măcar ce hăinuțe trebuie să cumpărăm. Dar în momentul în care am sunat Salvarea, că eram la București, eram student, i-am zis soției mele, un lucru pe care abia acum pot să-l înțeleg. Deși eu am spus, ei, la nimeni de azi înainte, nimic nu va mai fi ca înainte. Ei, să știți că așa trebuie să tratăm evenimentul. De azi înainte, nimic nu va mai fi ca înainte. A, veți spune, sigur, vom fi mai atezi. Nu, nu. Am slujit la atâtea înmormântări. Și am văzut atâția oameni care și-au propus ca după slujba mormântării să fie alții și n-au reușit. Eu însumi reușesc puțin câte puțin, dar nu pe cât îmi propun să fiu alt om, încât nu mai pot să fiu altfel decât realist în ceea ce privește. Nimic nu va mai fi însă ca înainte. Asta da. Dar ar însemna ca nici noi să nu mai fim ca înainte. Și atunci când vom face orice lucru, să știm că, de fapt, el trebuie să treacă prin prezentul nostru, prin ceea ce înseamnă conștiința noastră, conștiința noastră, să fim conștienți de tot ceea ce se întâmplă cu noi. Pentru că, din păcate, acum suntem exact unde suntem, pentru că nu am luat în seamă mai nimic. V-ați întrebat vreodată dacă v-ați spălat pe mâini și v-ați dezinfectat suficient când ați venit dintr-o sală de curs, dintr-un autobuz când ați coborât sau ați venit la piață și v-ați interesat vreodată că poate ca pe mânerul coșului pe care îl împinge prin supermarketuri să fie vreun microb? Nu. Acum să nu credeți că vă invit la a fi într-o fobie totală. Nu. Ci vă invit să vă gândiți unde a fost mintea noastră atunci când făceam ceva. De vreme ce acum ne dăm seama că mintea noastră poate să fie mai conștientă. Cum intri în casă, te dezbraci, să așezi pantofii cum n-ai făcut-o niciodată la ușă. Îți iei o altă pereche de papuci ca să intri în casă. Dacă vine cineva să-ți aducă ceva, ai foarte mare grijă să cureți. De ce acum suntem conștienți și înainte n-am fost? Pentru că nu se putea, bineînțeles că se putea. Dar acum ne-a întors Dumnezeu cu întrebarea, omule, unde ești? Aceasta este întrebarea pe care Dumnezeu ne-a adresat. Când i-a zis lui Adam, Adam, unde ești? Era numai Adam, parte bărbătească atunci. Dar acum ar putea să ne întrebe, omule, unde ești? Ce ai făcut? Păi, de ce ești pe stradă? Păi, să vezi că, de fapt, am o treabă, că profesional vorbind trebuie să fiu pe nu știu unde, nu, tată. Nu pentru acoperit sau dat legile, ci pentru a ne invita la o viață conștientă. Veneam dimineață, că am plecat de la 5 de acasă, pentru că știam că într-o biserică goală trebuie să umbli bine de tot, cu gânduri și cu pomeniri. Mi-am descoperit toate pomenicile, dar m-au ajutat foarte mult frații, că am deschis WhatsApp-ul și erau foarte multe postări cu numele celor care vreau să fie la slujbă cu mine. Acum vă imaginați că numai dacă aș deschide agenda telefonului, am 13.782 de numere. Sunt nume.
Nu mă apărea dacă ne citeam, vă imaginați că vă dau răspuns de ce am venit ca nebun de la cei la biserică. Ei, și venind pe drum, nici vorba de lumină, soarele, acum că tot am venit spre lumină, când este noaptea de curând egală cu ziua, răsare camera 6 fără 10 minute. De luminate, ce pe prima etapă, până la 5:30. Până să mă apropie eu de biserică, am văzut un cais înjorit. Și în lumina farurilor am văzut iarba care are o altă culoare decât toamnă și decât iarba. A fost o iarnă blândă, dar se îngălbenise iarba. Acum are un verde crud și n-am adus aminte. Că niciodată nu m-am apreciat suficient câte daruri ne-a dat Dumnezeu. Dar mi-am adus aminte în același timp că Dumnezeu nu este egoist. Și am zis, da, Doamne, acesta este răspunsul, că se va termina și cu perioada aceasta. Pentru că iarba aceasta și pomii aceștia n-au florit degeaba. Au florit pentru oameni care acum nu știm să-ți răspundem la întrebarea unde suntem. Nici noi nu știm. Vom afla probabil când vom fi mai conștienți de ceea ce facem. Spuneam că mulți dintre noi nu se uită în buletin. Poate că nu degeaba Dumnezeu a rânduit o categorisire a oamenilor. Câteodată unii ne crede nemuritori. Altădată mi se pare că tot ceea ce primim este absolut meritul nostru. Și ni se cuvine totul. Miscălicioși, este praznicul unei vestiri. Dumnezeu ne vrea normali. Dumnezeu ne vrea firești. Dumnezeu ne respectă atâta vreme cât îl respectăm și noi. Și din tot ceea ce ni s-a interzis în zilele acestea, trebuie să luăm nu ca judecată, ci ca pe îndemn la ascultare. E grea ascultarea. E grea ascultarea pentru că la un moment dat, nici mie nu este ușor să vă spun, pentru că atunci când te afli în fața unei uși încuiate, trebuie să știi de ce parte a ușii ești. Noi suntem pe partea din omul într-o uși. Acum dumneavoastră m-ați primit prin ușile încuiate. Iată că încet, încet, eu trebuie să vă spun ceva din ceea ce simt și eu. Înainte vreme, când bisericile nu aveau turla confecționată complet, se vedea cerul. Ca cum se vede acum slujba noastră, dincolo de uși, dincolo de catapeteasă, dincolo de ceea ce înseamnă cupola bisericii, turne, se vede la noastră în casă. Așa era și înainte. Numai că nu se încheia o slujbă până când o pasăre nu își descria prin mișcarea ei pe cer, umbra în templu. Atunci începeau toate să meargă. De aici este cuvântul în templu, întâmplare. Întâmplarea nu este hazard. Suntem într-o întâmplare. S-a întâmplat, adică Dumnezeu, mișcându-se pe deasupra noastră, a văzut că noi nu mai suntem conștienți de bunătatea pe care o avem la dispoziție. A văzut că nu ne mai putem bucura nici de familie, nici de nimic. A văzut că nu luăm în seamă lucruri pe care trebuie să le valorizăm. Și iată întâmplarea. Umbra s-a așezat, templul s-a închis și rugăciunea a început. Cum am început-o? Fraților, ne-am întors la ale noastre, dar trebuie să știm ce folosim din această întâmplare. Eu personal am trăit săptămânile acestea marea bucurie să stau cu nepoții în brațe cum n-am stat cu mamele lor. Am învățat că rugăciunea cea mai sinceră e din gura unui copil și de vreo 2 săptămâni la masa noastră se binecuvintează
după îngerul gerașului meu, spus de nepoata mea, Lisa, care îi mulțumesc. Chiar la un moment dat mă gândeam că îmi spunea soția, dacă te vei pomeni la un parastas, că la rugăciunea de masă zici pe asta. Zic, măcar, de-aș fi în stare, s-o zic, cu atâta gingășime și cu atâta legătură directă cu Dumnezeu, cum o face nepoata mea. Pentru că a te ruga nu are puterea în cuvinte, ci în stări. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Asta vrea Dumnezeu de la mine. Am stat cu nepoții mei în ultimile două săptămâni, cât poate în toată copilăria fetelor. Și mi-am dat seama ce-am pierdut, dar și ce-am câștigat. Pentru că de acum înainte știu să valorizez pe mine tot ceea ce am și știu că și fetele mă vor ierta. Pentru faptul că am intrat într-un iureș, dar iată că Dumnezeu bun m-a trezit cum vreau să ne trezească pe toți. Și în încheiere, deși știu că aveți foarte multe sfaturi acum, fiecare își dă părerea că am pus să faci să stai acasă care să te plictisești, aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte. Cum să stăm acasă? În primul rând vreau să vă avertizez asupra unui lucru. Statul acesta acasă nu e pentru timp întrerupt. Oricât de pesimiști ați fi, statul acasă se va termina. Într-un fel sau într-altul. Contează foarte mult însă ce facem noi acum. Ce obișnuințe ne putem accesa acum. Seriozitatea pe care acum programul nu ne poate verifica trebuie să fie principală asupra ocupare. Trezitul de dimineață, nu așa când ți se pare ție că ai timpul tot înainte, trebuie să fie autodirijat. Atitudinea de a te aranja frumos, de a te îmbrăca, de a sta decent în casă și de a fi pregătit pentru lucruri pe care le facem până acum, trebuie să fie în preocupările noastre, pentru că acum noi suntem într-o nouă copilărie. Bună vestire ne aduce acum o invitație la un exercițiu. Fraților, la miezul postului, întotdeauna, plecam după slujba aceasta, încărcați cu gândul că este dezlegarea pește și ne vom întâlni la un grătar, unul sau altul. Eu, unul personal, vă spun fără menajamente. Aș fi putut să mă ating în cerurile mele. Am suficiente resurse, inclusiv alibiuri. Dar nu asta e important. Nu voi face altceva decât să mă duc din nou de nepoții mei, să iau cărticica cu activități pe care eu urmesc abilități și ani iarnă, că așa zic eu, să îmi iau nepotul în brațe care, după constatarea surorii lui, stă foarte liniștit când îl iau în brațe și îmi place lucrul acesta. Și mă voi gândi că Dumnezeu face ca buna vestire adusă astăzi omenirii întregi să se așeze și în casa mea și în casele dumneavoastră. În casele în care iată că astăzi am pătruns și eu văd partea bună a lucrurilor. Dacă am reușit eu să transmit câte ceva, să știți că emoția pe care o am, aș vrea să o aveți, să intre și ea pe fereastră, așa cum a intrat mesajul slujbei de astăzi. Îmi aduc aminte de un profesor pe care de foarte multă vreme îl apreciez, părinte profesor Buga, Ioan Buga, spunea, am început și eu să scriu, dar nu mai am timp să mai scriu, o să scrie alții după mine. Avea câte un casetofon și îl aducea și unde vedea 2-3 studenți, îi chema, zice, aveți timp o oră? Da. Puteți să mă ascultați și pe mine? Da. Zice, dar să vă spun și de ce fac asta. Pentru că dacă aș fi singur,
și n-aș vedea când se plictisește cineva. Când bate din picioare să pe pereți, n-aș ști când să schimb subiectul ca să pot să fiu înțeles și urmărit de ceilalți. Și mie mi-a fost foarte greu să intru în casele de noastră așa de unul singur, dar am câțiva aici care se uită la mine și după cum mă urmăresc, îmi dau seama că nu m-ar fi chiar așa de tot. Iubiți credincioși, vreau să vedeți partea bună a lucrurilor. Deja mintea trebuie să fie dincolo. V-am spus și acum două săptămâni, eu nu mai pot să dorm de multă vreme, de bucuria învierii. Mă văd aici, în biserică. O parte din vreme m-am văzut și neputând veni la biserică și slujind în altă parte, slujind acasă. Acum nu știu dacă se va ajunge aici, dar vreau să contați pe mine. Voi sluji oricum, pentru că trebuie să ne aducem aminte de amintirea în copilărie. Dacă e copil să se joace, dacă e cald să tragă, dacă e popă să citească. De asta suntem noi acum în biserică. Fiecare cu misiunea lui. Iubiți credincioși, mă rog Bunul Dumnezeu ca praznicul cel mare al bunei vestiri să fie un praznic personalizat de fiecare dintre noi. Un praznic în urma căruia să ne dăm seama că se poate trăi și altfel. Adică nu în iureș, nu în alergat de colo-colo, nu în vânat de oportunități ca să încălcăm legea, ci pur și simplu măsura în care facem ascultare, Dumnezeu ne va arăta că ne-a întrebat omule, unde ești, ca să ne răspundă tot el. Ești bine, dar mai ai de învățat. O să stăm cât învățăm lecția, după care vom ieși și vom spune și noi ca Maica Domnului astăzi, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Așa să ne așteptăm. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește Dumnezeu de poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, ne despărțim de sine de ei, închinându-ne, aceasta ne-a mântuit. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să învățăm dreptatea ta. Aleluia, aleluia, aleluia! Tu ești cântarea noastră.
slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și vorbea și în vecii vecilor. Bisericilor tale, preamșor păcătorul tău, că tot dădărea cea măcuștiu darul de săvârșit de sus este o urăchie pe minor și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu vrea și în vecii vecilor. Oprește noua epidemie precum ai încetat pedepsirea poporului tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, dăruiește sănătoșire celor cu griji de boală, ridicându-i gravnic din patul durerii, ca să te slăvească pe tine Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși o protește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul tău, pe toți cei care cu iubire de oameni și jertfelnicie îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor, și ne învață să prețuim viața și sănătatea,
ca darul ale tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea ta și umple inimile noastre de credință neclintită ocrotirea ta, de nădejde în ajutorul tău și de dragoste față de tine și de aproapele. Calul tău este a ne minui și a ne mântui pe noi Dumnezeul nostru și ție slavă țăr, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul ale Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Pentru că sunt obișnuit să miluiesc la sfârșit, am să mă obișnuiesc să fac și virtual acest lucru. Și am să vă spun, așa cum sunteți obișnuiți, înainte de miluit, câteva cuvinte. Înainte de a intra pe platformele pe care să postez cursurile și să intru direct cu studenții mei, să știți că tot de la fiica mea și de la nepoată am învățat să intru ca să prezinte doamnei educatoare poezii învățate, să prezinte desene pe care le-a făcut, să prezinte celor de la dans, sport, dans ritmic, exercițiile. Și îmi dau seama că este o mare șansă să stăm generații lângă generații, ceea ce era aproape de neimaginat acum vreo lună de zile. De la generațiile tinere, noi n-am crezut că avem de învățat foarte multe. Ei ne-am bănuit noi, dar nu eram atât de singuri și de pregătiți. Acum sunt foarte mulți oameni, pentru că eu sunt un viu și aflu multe din societate, sunt foarte mulți oameni care apelează la copii, bunici mai în vârstă, apelează chiar la nepoți, să-i ajute ori să-și transfere contul de pensie de la poștaș, să-l așeze pe un card, ori să trimită șefului o cerere și întreabă pe nepot cum să face. Cred că trăim niște vremuri excepționale. Niște vremuri în care ne dăm seama că suntem timp unii altora. Lucru pe care nu ne-am dat seama până acum, sau cel puțin nu l-am valorizat, cum se cuvine. Niște vremuri în care aflăm că cei de la care nu așteptam să învățăm ceva au foarte multe lucruri de spus. Eu aș vrea să mulțumesc celor care nu sunt în izolare, celor care sunt în spitale și sunt expuși, medicilor care nu au echipamente, cum se cuvine. Nu vreau să intru acum în amănunte, dar singurul echipament de protecție este propriul nostru organism, care știe să răspundă foarte bine. De anumite ori, câteva cuvinte, dacă tot rămâneți, sunteți acasă și mă mai ascultați, mă mai primiți puțin în casa de-a voastră înainte de a opri televizorul, am să vă spun că virusul este o mare șansă pentru noi. Este un antrenor. El vine ca să ne updateze tot ceea ce înseamnă celulă din organismul nostru. Este un mare bine, pentru că imaginați-vă că s-ar învia un om care a trăit acum 200 de ani. Vă spun sigur că din punct de vedere medical, în câteva ceasuri s-ar săvârși, pentru că organismul lui nu ar fi în stare să inhaleze atâtea noxe, nu ar fi în stare să-și hrănească celule cu apa pe care noi o bem acum, nu ar fi în stare să stea afară pentru că statul de ozon s-a micșorat. Cu siguranță că noi suntem acum în stare
tocmai prin adaptabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o organismului nostru. De aceea, din vreme în vreme, trebuie să obișnuim organismul nostru nu numai cu comoditatea, ci, în primul rând, cu a-l pune la muncă. Dacă ați avea un copil la care, slavă Domnului, îl ține foarte mult, i-ați face cel mai mare rău dacă l-ați ține sub un clopot de sticlă, în momentul în care a ieșit pe ușă, nu s-ar mai întoarce. Pentru că organismul ar fi atât de plăpând dacă nu s-a întâlnit cu microbul, încât ar ceda. Ei, noi suntem copii lui Dumnezeu și Dumnezeu ține la noi și ne-a trimis aceste încercări tocmai de a ne antrena organismul în a lupta. Fraților, nu vreau să iau pâinea medicinei, dar în momentul în care răciți, acum e foarte dureros să răciți, pentru că diagnosticul poate fi lesne confundat. Dar prima reacție a unui organism care primește un virus este aceea că își crește temperatura. Pentru a bloca un anumit circuit, virusului să pătrundă în plămâni. De aceea, trebuie să fiți foarte atenți. Nu vă invit, Doamne ferește, acum să stați și să faceți temperatură de unii singuri, nu. Dar vă spun să nu vă speriați, pentru că panica poate să vă ducă la un blocaj. Un blocaj limfatic poate să vă fie fatal. De aceea, spuneam despre medici că nu au echipamente, dar nu au echipamente. Dar acum nu vreau să se sperie. Am văzut niște echipamente super sofisticate. Eu am văzut că omul acela care l-a îmbrăcat se duce cel puțin pe Marte. Am aflat că nu se ducea pe Marte, se ducea într-o sală să opereze. Cască, toate nici scafade nu se coboară la 100 de metri îmbrăcați în halul ăsta. Și am înțeles care este rata de protecție. 80%, 20%. Și prin aceste, așa zis, ultra-echipamente, trece un virus. Nu asta trebuie să ne înspăimânte, ci după ce a trecut de echipamentul acesta, nu poate să treacă de echipamentul pe care îl avem sădit de Dumnezeu în noi, adică imunitatea noastră. E un sistem care lucrează, dar cum lucrează? Dacă îl lăsăm să lucreze. Imunitatea noastră lucrează în măsura în care noi nu suntem preocupați cu altceva. Adică să ne gândim, bă, dar cât mai trebuie să mai stau în casă? Bă, dar ce facem că de luna viitoare nu mai da pensia, nu mai da pensia? Dar ce facem cu copiii și așa mai departe? În acest caz, imunitatea noastră nu mai are niciun cuvânt de spus. Lasă ușa deschisă. De aceea, aș vrea să închideți ușa. Ușa gândului. Știți cum se închide? Când Mântuitorul ne învață cum să ne rugăm, a zis, intră în camera ta, închide ușa și roagă-te ascuns, căci Tatăl care vede ascuns te va răsplăti. Asta este protecția. Sau măcar, dacă vreți, restul de protecție de 20% pe care niciun echipament nu mi-l poate asigura, este rugăciunea. Prin faptul că acum este biserica goală, dar casele de-a voastră pline, este o mare șansă. Este șansa de a face pe Dumnezeu să înțeleagă că începem să fim cuminți. Să-i răspundem lui Dumnezeu la întrebarea omului, unde ești? Să-i spunem că suntem acolo unde ne-ai poruncit să fim. Adică să nu judecăm poruncile care se dau, să nu încercăm să forțăm acolo unde chipurile am avea alibi sau am avea posibilitate să o facem. Și nu în ultimul rând să răspundem propriei conștiințe. Numai conștiința nu poate să fie adormită, chiar dacă se încearcă diverse somnifere. Ea este treasă. Nici nu știi când se trezește și spune, mă, da, nu prea ai fost cuminte. Taina spovedaniei, pe care credincioșii noștri o simt acum foarte în pericol, exclusă, nu este așa. Imaginați-vă că duhovnicul vă așteaptă, dar vă așteaptă atâta vreme cât știți să vă faceți lecțiile.
Nu vă mai duceți nepregătiți în fața duhovnicului. Nu vă mai duceți cu o pregătire superficială. Acum aveți posibilitatea, o lună, două, trei, da, să vă imaginați cum stați în fața duhovnicului. Știți când veți simți că într-adevăr ați ajuns la situația aceasta? În momentul în care aplecați în rugăciune, o să simțiți în nări mirosul din camera duhovnicului. Atunci veți ști că deja ați ajuns. Și dacă ați ajuns, cu siguranță că va veni vremea să ajungeți cu totul. Știți pe cel care alerga la un moment dat spre un vârf de munte unde era o mănăstire și la jumătatea drumului l-a prins o ploaie, dar noroc era un han. Și s-a oprit la han și a zis angelul Domnului, uite care-i treaba, până mâine dimineață nu mai pleci nicăieri, că eu de ce vreme, asta nu se mai oprește. Zice, nu pot. De ce? Pentru că sufletul meu a ajuns între mea. Trebuie să mă duc și cu trupul. Ei, problema este următoarea. Transmiteți duhovnicului sufletul și în momentul în care ați ajuns cu sufletul, cu siguranță că Dumnezeu va deschide poarta și veți putea ajunge. Că asta se va întâmpla după Paști? Că se va întâmpla la Rusalii? Nu asta este problema. Important este să ajungă trupul acolo unde este sufletul. Dar dacă sufletul îl încezește și își încarcă emoțional numai veninul nesupunerii, veninul judecății, dar de ce să stau așa, dar de ce la nu stă, dar uite pe ăla cum face, dar uite că alții au scăpat, dar chinezii au cum au rezolvat-o. Nu asta e sensul. Și vreau să închei cu ceva. Se spune că un ucenic la o mănăstire a fost angajat la bucătărie și starețul a constatat că atunci când aprindea focul, se aprindea și asupra lui tot haul. Și l-a lăsat. Și a făcut ascultarea aceasta multă vreme. După care însă a venit la spovedit și mucenicul și a zis, Părinte duhovnic, Părinte stareț, uite ce se întâmplă cu mine. Când aprind focul și mă apuc de lucrarea mea la bucătărie, vine și harul asupra mea. Ce să fac? Să mă duc să mă rog atunci când este harul puternic? Și a zis, nu, harul vine peste tine pentru ca să-ți faci ceea ce este de făcut. Vine harul să faci ceea ce e de făcut. Acum, trebuie să facem ascultare. Poate că mulți o să spuneți, da, da, dacă o să ascultăm atât, o să ne închidem bisericile de tot. Măcar, dar face atât. Să fim liniștiți și să știm că ne vedem măcar din când în când. Gândiți credincioși, această biserică a fost închisă 50 de ani. Uite, nouă nevrednicilor, ne-a fost îngăduit să venim să vorbim într-un loc în care nu s-a vorbit atâta vreme. Vă imaginați, taina lui Dumnezeu, cât timp a stat această biserică să-și aștepte eroriașii? Credeți că nu mai are răbdare de acum înainte? Credeți că lucrarea aceasta este în afara științei lui Dumnezeu? Când ne spune psalmistul că niciun fir din capul nostru nu se mișcă fără să știe Dumnezeu, chiar așa credeți că ne minte? Acum vreau să vă dau un mesaj de pace în măsura în care vă împăcați cu ceea ce se întâmplă. Se va întâmpla mai repede. Atunci când a venit Iuda în grădina Ghețimani, i-a zis Mântuitorul, ceea ce ai de făcut, fă mai de grabă. Și la noi vine Paștele. Haideți să fim pregătiți. Nu mai întrebați pe nimeni când vom putea reveni la biserică, când ne vom putea îmbrățișa. Atunci când va fi nevoie. Acum trebuie să ne pregătim, acum trebuie să fim ascultători, să fim uniți. Dacă ne-am născut prin 1955, să ne uităm în buletine și să ieșim pe stradă numai de la 11 la 13. Acum! Probabil că până mâine seară vom afla că cei născuți în 65 nu puteți să facem lucrul acesta. Fiți credincioși, totul este relativ în afară de un singur lucru. Dumnezeu care ne întreabă, Adame,
unde ești? E, ce ne facem? Cum răspundem? Să ne răspundem în primul rând nouă la această întrebare și cu siguranță că o ieșim mai ușor din această încercare. Vă mulțumesc că m-ați primit în casă. Thank you.